Băga-mi aș piciorul. Am făcut deja lista pentru cele mai bune seriale pe anul ăsta. Iară trebuie să o modific. Catch 22. Miniserie. Sper că nu e serial. Așa m-am interesat și era miniserie. Făcut de Hulu. Îl găsiți pe HBO Go. 6 episoade. Extraordinar. Știi ce vreau să spun deja. Închide-și, du-te și uită-te că 6 episoade, 45 de minute, toată ziua asta ai. Și te uiți la toate prostii. Ce faci? Pe care direcție vrei, nu mă interesează. X-ul e acolo sus. Mersi de like, te pup. Dar serialul ăsta trebuie să-l vezi, că e mai important decât să-mi dai mie like. Îți garantez că este bun. După aceea poți să vii să mai stăm la discuții. Dacă rămâi oricum pentru că vrei să auzi detalii despre, e ok, dar spoilere oricum nu zic. Am tot amânat serialul ăsta. Nu l-am amânat pentru că, vezi, doamne, nu am vrut să-l văd. Genul ăla, știi, de serial unde vorbește toată lumea și ești gen... Asta nu prea vorbește lumea de el. A vorbit un pic când a ieșit, un mini hype, și după aia s-a calmat așa toată lumea. Da, l-ai văzut, e fain, e ok, mea. Și eram entuziasmat să-l văd. Deci am pornit din start, ok, trebuie să fie bun. Într-o seară mă pun în pat, îi dau drumul. M-am uitat la vreo 3 episoade, dimineața la încă 3, parcă. Ba nu, mint. Nu, l-am început în seara aia și l-am și terminat până dimineața. Mi-aduc aminte acum, că știu că eram varza a doua zi. Bun serial. Făcut de Hulu. George Clooney, fuh. Avem o poveste în armată, dar unde în armată? La piloți. La oamenii ăștia care pilotează. Deci este un, cum îi spune, escadron, batalion, companie, un grup de băieți care sunt piloți. Un avion din ăsta care dă cu tiribombe, e construit de mai mulți piloți. Avionul, da, metalul e construit din pilot. Deci este unul care dă drumul la bombă, este unul care pilotează, este unul care e în spate cu mitraliera. Deci sunt vreo 4-5 oameni într-un avion. Care e misiunea lor? Nu știu în ce perioadă este setat, sincer, poate n-am fost eu atent la început, greșeala mea. Dar oricum e, am văzut acolo că și nemții, Imperiul Nazist, deci ar trebui să fie primul sau al doilea război mondial e cu naziștii. Am fost la istorie numai că am tocit, că aveam o profesoară din aia care dădea 6 pagini o lecție în puii mei și atunci maică mea mă bătea, îmi dădea cu caietul în cap dacă nu luam 10 și toceam totul, n-am înțeles nimic. Lăsați-mă în pace. Piloți și trebuie să deie bombe. Ei trebuie să deie bombe în mai multe locații, gen, și fiecare pilot are un număr de misiuni. Nu fiecare pilot. În toți piloții, ăsta, bossul mare, spune trebuie să faceți 25 de misiuni dacă vreți să plecați, da? Și după fiecare misiune din asta în care ei dau bombele, pac, mai scade o misiune, 24 de misiuni, nu mai este 25. În centru îți dai seama că avem un grup de băieți și avem și unul principal dintre ei care ne axăm mai mult pe povestea lui. De la începutul serialului el nu vrea să fie acolo, dar își face treaba, nu sabotează sau ceva. Își face treaba, dar așa vrea să plece, gen, se duce câteodată la infirmerie și zice că îl doare burta și că nu poate să meargă cu avionul și doctorul îi spune, trebuie să spui că te doare ficatul, frate, că te țineam aici 2 săptămâni. Înțelegi? E genul ăsta, gen, nu că nu vrea să-și facă treaba, ci doar nu înțelege de ce se duce în aer cu alte avioane și alții mor în fața lui sau nu se mai întorc înapoi. Pentru ce? Place. Place direcția asta. Totdeauna mi-a plăcut. Bine, treaba se complică, îți dai seama, se schimbă la un dat și șefii sau sunt mai multe unghiuri în serialul ăsta, îi partea asta cu pilotul și cu misiunile, dar avem și o parte a armății, armatei, cu un tip, aia mi-a plăcut foarte mult, probabil preferata mea din serial, e un tip din ăsta care devine businessman în armată. E un tânăr, soldat. Vine și tot zice, ei, îți place, domnule locotenent, îți place mielul? Ia gustă un pic. Și ăla se uită, bă, de unde miel? Că eu am mâncat numai conservă de atâtea luni. Vreți să faci afaceri cu mine? Și după aia asta tot începe și face zi, export-import, aduce roșii, aduce tot ce vrea el, știi? Merge pe la arabi, îl ia și pe pilotul nostru. Aia e atât de interesantă, gen, arată că războiul este business. De exemplu, ăsta tânăr nici nu-și face misiunile de zbor. Nici nu-l interesează să plece acasă, că se gândește ce-mi rămâne dacă fac misiunile alea de zbor și mă întorc acasă, nimic. Dar așa am business garantat. Atât de bun! Făcut de Hulu? Hulu a făcut și Castle Rock, Hulu nu e chiar o... Și Hulu aparține de Disney, deci... na, se vede.
se vede banul. Când vine vorba de actor, da, îl avem pe George Clooney, dar sincer, George Clooney apare foarte puțin, foarte puțin. Eram și surprins. Și după aceea m-am uitat la final că scria created by sau directed by sau am uitat. Cred că e regizat, e făcut de George Clooney serialul ăsta. Serios. Scrie, m-am uitat și la poze pe Google și poți să-l vezi pe platou în scenă în care el nu e. Și băieții din companie, din grupul ăla, lui Yo-Yo, Yo-Yo e băiatul ăla principal, sunt foarte interesanți. Sunt niște băieți liberi, unul foarte patriot, care știe legile și așa mai departe și luptă pentru țară și e gata să moară. E unul care e visător și vrea să se căsătorească. Deci sunt oameni diferiți, e unul care merge spre psihopat din ăla care omoară, vrea să omoare, știi? Și se bucură că e în armată, care are oportunitatea să omoare. Deci sunt foarte diferiți și asta e foarte interesant. Chiar și cei mai apropiați prieteni al lui ăsta principal îți diferiți. Și restul actorilor din prejur, cum ar fi alt general care apare la un moment dat, sau CSI, șef, nu știu, armată, n-am fost, îmi cer scuze, sunt cult. Tot așa, sunt foarte, mă captivează, știi cum merge sistemul și de pe partea lor. Că nici lor nu le convine să fie în armată și ei încearcă să facă ce pot mai bine și să păstreze imaginea armatei foarte fină. Deci da, ca actor chiar nu cred că m-a dezamăgit nimeni. Chiar dacă a apărut mai puțin cineva, de exemplu este un tip, un bătrân care conduce un bordel în Italia. Și el a fost interesant pentru câteva scene. Este o tipă care e asistentă și tot vorbește cu ăsta principal. Și ea a fost interesantă și plăcută pentru câteva scene. Stau și mă gândesc și nu mă pot plânge de nimeni. La sfârșitul zilei, pentru mine, Catch 22 a fost superb. Și da, Catch 22 este singurul serial despre care vorbim luna asta. Da? Am decis să fac, iar am mai făcut asta în trecut, un serial pe lună. M-am săturat de 7 seriale care apar, 3 într-o zi câteodată pe Netflix. Și voi îmi trimiteți mesaj, ai văzut 13 motive de ce? Ai văzut Spy cu Sasha Boy și eu gen... Nu am terminat ăsta ca să-i fac review și să nu am putut să-l procesez și vrei să-l încep pe ăsta la... Nu vreau eu, nu e sănătos. V-am mai spus asta. Un serial pe lună, Catch 22 și trebuie să-l vedeți. Sunteți obligați. Vă tai unghiile în puii mei dacă nu-l vedeți. Vă tai unghiile. Și mă bucur că am ales serialul ăsta luna asta. Filmat superb. Editat foarte bine, 45 de minute episodul, îndeajuns încât să mă țină interesat și să-mi ofere o poveste. Îmi place cum s-a terminat, mulți dintre voi, știu că discutam și cu Maru și el zicea, asta e tot? Și eram, da, și mi-a dat sentimentul, am intrat pe IMDb după aia și am căutat să văd dacă apare și sezonul 2, că eram confuz. Dar nu, asta e tot. Și cum se termina după aia că stai la murat, știi, și te gândești, ai, ok. Ce se întâmplă cu ideea asta de Catch 22? Nu pot să spun. Că spune în serial și nu vreau să stric surpriza, dar e o chestie foarte interesantă când auzi prima oară. Acțiunea din avion se repetă de multe ori, dar e aceeași acțiune, adică ei merg cu avionul, drop the bomba, hai ne întoarcem înapoi. Și în timp ce fac asta, îs atacați și vezi numai... Era foarte interesant că mă gândeam, prima oară eram confuz, că ei când îs atacați acolo sus în cer, se văd așa nori, negri, care cât la început se aprinde așa cu o flacără, știi? Și eram pe bune, asta o să faceți, pare cam ieftin. Dar am stat un pic și m-am gândit, gen, după 2 episoade, când ei tot mergeau în misiuni, știi? Eram, da, așa ar fi, pentru că dacă trage cineva de jos cu un tun, să zicem, tu când tragi, știi, cu praf de pușcă, nu neapărat cu bilă, face puf în aer și îi fum, deci arată ok, arată ciudat prima oară când vezi. Și cum se simte, cum e filmat în avion, știi, la fiecare, cum se scutură tabla pe avion de la efecte sonore și așa mai departe, e super interesant și te ține așa, știi, ești gen, ok, ce o să se întâmplă, moare vreunul, nu moare vreunul și îți spun, sunt unele momente, mai ales, cred că prin ultimul episod, în care se întâmplă ceva cu cineva, nu pot să spun, dar eram sâmba pula. Sunt câteva momente care îți dau un reality check, cum e de fapt războiul, că mor oameni, că n-au mâncare unii și e gen, da mă, chiar,
That's fucked up. Se întâmplă vreo două faze, din primul episod se întâmplă o fază cu un tânăr care greșește cortul, și după aia se întâmplă altă fază pe la final, parcă tot cu un tânăr și ești gen Samba piciorul. Am plâns. Atât de oribilă. Dacă îmi spun oribilă sau că am plâns, nu e de rău. Asta a vrut serialul să ofere. Și a reușit. Pentru mine, Cash, Tony, tu primește ratingul legendar de Scurs și Sabie. Te rog, nu mă dezamăgi și te rog, nu fă încă un sezon. Pentru că nu o să mă uit. S-a terminat povestea aici, știu că este și carte și este atât de magnific. Și dacă tot sunteți încă aici, o să vă spun și următorul reveu, care este la o singură animație japoneză pe lună. Iar pe luna asta aveți Devilman Crybaby. Ai văzut Cash, Tony, tu? Intenționezi să-l vezi acum, te rog? Subscribe dacă vrei să devii locuitor, pentru că nu vrei să ratezi clipul următor. Te uiți sau nu te uiți? Te uiți sau... Ia dă unghiile alea aici.